La ce te-ai gândit în clipa în care ți-a spus că o să fii unul dintre invitații secundari ai domnului Mărăceanu Stolnici? Ai avut un criteriu de selecție a piesei sau? Nu, ca să fiu cinstit, nu. Trebuie să-i cunosc. Făcând parte dintr-o anumită categorie de cântăreți de operă, adică tenorii, noi, dacă vrem să ne păstrăm acest nume, trebuie să putem să cântăm în primul canțonete. Canzoneta este un cântec de dragoste cu anumite trăsături mai vesele, să spunem, mai triste, și această chemare Întoarce-te în Sorrento este Torna Sorrento, de fapt, ca să vorbesc mai direct, este una dintre, cred că, cele mai frumoase canzonete, după părerea mea. Mie îmi place foarte mult și am selecționat pentru că asta mi se potrivește mie cel mai bine. Și ca să nu mă fac de râs, am preferat să cânt această canțonetă. Să-l ascultăm pe Iulian cu cea mai frumoasă canțonetă. Mulțumesc frumos! Mulțumim, Iulian Codruț Stănescu. Mulțumesc foarte mult. Foarte frumoasă piesă, ai fost și emoționat. Mă emoționează întotdeauna această canțonetă. Să știi, când erai cu ochii închiși, am crezut că ești Bocelli. Dar sper să vezi până la scaun, să ajungi la scaun. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Iar noi, dragi telespectatori,